Dragii mei, prieteni și ascultători, mă numesc Bărnuțiu Gavril, sunt născut în județul Satu Mare și datorită faptului că prietenii mei au venit la mine și doresc să le povestesc felul cum m-am întors la Dumnezeu. Și vreau să vă povestesc la toți, pentru că ceea ce povestesc eu este adevărat și sfânt. Eu nu spun neadevăruri, nu spun nici cu scopul să conving pe cineva. Eu spun pentru că mă bucur din suflet că acel Dumnezeu care mi-a pus încrederea mi-a transformat viața. Acel Dumnezeu m-a convins. Nimeni n-ar fi fost în stare să mă convingă să cred că există Dumnezeu. Trebuie să înțelegem că, de fapt, dumneavoastră erați ateu? Tocmai. Eram ateu. Eram ateu convins. Tocmai de aceea am spus de atâtea ori că n-am crezut nimic. Un ateu nu crede nimic. Nici că există rai, nici Dumnezeu, nici iad, nici diavol, nici nimic decât ceea ce se vede și se poate pipăi. Dar pentru că Dumnezeu m-a convins, în ziua de 29 iunie 1973, la vârsta de aproape 35 de ani cât aveam atunci, m-a convins să cred că există. Pentru că eu am văzut, am auzit și am simțit în ziua aceea, când acest corp al meu, timp de 13 ore, a fost declarat mort. Și bineînțeles, medicii au zis că am fost într-o moarte clinică. Eu nu știu cum a fost corpul meu. Știu că am devenit inconștient, știu că nu mai simțeam nimic cu corpul meu, dar totuși am văzut, am auzit și am simțit, dar nu cu acești ochi, am văzut, nu cu urechile acestea, nu cu simțul acesta, că deja eu m-am văzut într-o altă lume. Deci din această lume am plecat. Am plecat și a trebuit să văd o altă lume. Dar acum vreau să vă spun, dragii mei, în primul rând că am locuit în comuna Marca, județul Sălaj, pentru că soția mea este de acolo. Și acolo, în comuna Marca, de luni am plecat în comuna Cosniciul, pentru că de meserie sunt zidar zugrav. Împreună cu fratele meu, mai tânăr cu 5 ani și ceva, ne-am dus în comuna vecină, comuna Cosniciul. Acolo am fost chemat în comuna vecină să tencuim o casă exterior, iar interior să o zugrăvim. Acolo de luni până joi am fost foarte vesel. Fratele meu, mereu ziceam fratele meu să meargă înăuntru, să pună pick-up-ul să ne cânte. Muzică populară, muzică ușoară, pentru că îmi plăcea orice, orice muzică și îmi plăcea să fumez, îmi plăcea să beau, nu îmi plăcea să beau, să mă îmbăt. Dar beam, beam și ziceam eu de multe ori că în afară de petrol, orice, bea orice. Și nu-i păcat, nu-i păcat nimic. N-am considerat că ar fi păcat nici să omor pe cineva, deși n-am dat o palmă nimănui în viața mea. Totuși acolo, în satul vecin, de luni până joi, am lucrat foarte fericiți cu fratele meu, fumam țigară după țigară, săream cât eu, cât fratele meu jos și schimbam placa la pick-up să ne cânte. Ori, joi la ora 12, vreo sfert, a venit femeia și mi-a zis: meșterilor, este gata mâncarea. Și totodată zice femeia: mă, Vasile, îi zice la soțul ei, mâine, așa că mâine e sărbătoarea Sfântul Petru și Pavel. Zice, mâine sărbătoriți sau lucrați și mâine? Cetățeanul mi-a zis: la mine puteți să lucrați și mâine, că doar eu sunt comunist. Eu i-am zis: nea Vasile, și eu sunt comunist. Și până acum de când sunt, am lucrat, dar cu toate acestea n-am avansat cu nimic mai mult decât alții. Dar mâine nu lucrez nici dacă îmi plătesc cât costă casa dumneatale. Eu vreau să merg acasă. Păi ce vrei să faci acasă? Mi-a zis nea Vasile, proprietarul casei. Nea Vasile, eu n-am citit în Biblie până acum. Nici nu m-am rugat. Dar vreau să mă duc acasă, să mă închid în casa mare din sus, unde vreau să citesc Biblia, să cunosc și eu adevărul. Și totodată vreau să mă rog, să fiu iertat pentru că
consider că eu sunt un criminal. Am zis că de fratele meu, tu știi, am lovit eu pe cineva în viața mea vreodată? Dacă eu știu că nici soție mi-a dat o palmă niciodată, de ce totuși consider că sunt un criminal? Eu nu știu, ești prost. Și de acum, Ioane, am zis că de fratele meu, eu cred că există Iisus Hristos și Dumnezeu. Credeți că s-a întâmplat ceva anume în mod special care v-a determinat să vă schimbați atitudinea față de Dumnezeu? Eu cred că s-a întâmplat într-adevăr ceva deosebit, a pătruns Duhul Dumnezeu în mine. Că cineva nu ar fi putut convinge, oricine încerca să mă convingă, i-am zis-o în față, ori ești prost, ori ești nebun. Pe mine nu poți să mă convingi. Cu toate acestea, când m-am dat jos de pe schelă, deci, imediat am simțit că a căzut pe capul meu ca un burete. Am vrut să dau buretele de pe cap și în momentul când am vrut să dau buretele de pe cap, am simțit că s-a strecurat în corpul meu ca un curent. Am simțit că m-a zguduit. Fratele meu a sărit după mine și m-a prins de mână, m-a întrebat ce s-a întâmplat, ce e cu tine? Ce tremuri așa? Eu nu știu, Ioane, am simțit că a căzut pe capul meu un burete. Și uite, vrând să dau jos de pe cap buretele, a pătruns în mine ca un curent. Și uite, curentul acela m-a zguduit. Și uite că mă face să plâng. Tu știi că eu n-am plâns niciodată. De ce e bine să plâng așa? Consider că sunt criminal, Ioane. Nu ești criminal, Gavrile. Nu plânge, îmi zice fratele meu. Nu te-am văzut plângând niciodată. De ce acum plângi? Ioane, pentru că consider că sunt un criminal. Deși eu n-am dat o palmă nimănui în viața mea. De ce totuși consider că sunt un criminal? Lasă, Gavrile, îmi spune Nea Vasile, proprietarul, că doar nu l-ai omorât tu pe Hristos. Nea Vasile, am auzit un păstor în Marca, un păstor baptist, care boteza în Marca, la baptist, care spune în biserică acolo, unde am fost și eu invitat și am stat doar în ușe și am asistat înăuntru. Și am ascultat cum vorbește acel păstor și zicea, să știți că noi toți până în ziua când ne-am întors la Dumnezeu, am fost considerați de Dumnezeu niște criminali față de Iisus Hristos. Eu am zis, omul acesta ori e nebun, ori e prost. Ăsta vorbește aiureel. Și atunci am zis, nici nu mai stau aici, că dacă începe să cânte fanfara, mie îmi vine să dansez. Mie îmi vine să dansez, într-adevăr. Și am zis, mai bine plec de aici decât să mă enerveze și cu fanfara și păstorul acesta, mai bine plec. Oricine când încerca să-mi vorbească Dumnezeu, pe loc i-a spus-o în față, ori ești prost, ori ești nebun. Dumnezeu nu există. Arată-mi-l dacă există pe Dumnezeu. Eu îl laud pe Dumnezeu din toată inima pentru că am putut să văd, am putut să aud, am putut să simt în ziua aceea de 29 iunie. Am zis, Nea Vasile, așa simt că aș vrea să fiu liber și nu mai dorm în noaptea aceasta în casă. Te rog să-mi faci un loc în sură sau în ogradă. Vreau să dorm afară. Simt că vreau să fiu liber. Înăuntru mă simt încuiat și nu mă simt liber. Bine, Gavrile, îți fac loc în șopru pe fân. Mă să știi că aici cam umblă și șerp. Nu-i nimic ca să umble. Eu acolo mă culc pe fân. Sau dacă n-am loc pe fân, în grădină făm loc. Mi-a făcut loc în șopru și acolo am dormit împreună cu fratele meu. Și fratele meu zice că toată noaptea durmeam. El nu știa că eu am visat sau nu. Dar toată noaptea plângeam. Am văzut că dorm, dar plângeam. Și dimineața când am coborât de pe fân, ne-am dus în curte acolo, la jgheabul vitelor, la vălău, cum se spune acolo, să ne spălăm. Ne-am spălat și imediat vine Nea Vasile, proprietarul, și îmi zice, Gavrile, cum te simți? Ieri n-ai vrut să bei un pahar de pălincă. Hai, bea acum măcar un pahar de pălincă să vezi că ți se schimbă. Nea Vasile, nici dacă îmi dai toată pălinca din lume și cea mai bună pălincă din lume, nu-mi trebă. Nu-mi trebă nici acum ca ieri. Nu-mi trebă nici pălincă, dar nici să mănânc. Deja mai adus și carnea. A adus o farfurie de carne. Hai, ia o bucată de carne măcar. Și dacă nu vrei pălincă, ți-aduc vin.